Bayern München și Borussia Dortmund trăiau lupta pentru titlul în Germania. Bavarezii au câștigat campionatul, dar au cedat apoi Supercupa în fața marilor rivali din Dortmund. Echipa lui Pep Guardiola este hotărâtă să facă un nou sezon de excepție, ca și cel precedent, când a terminat competiția cu un avans de 19 puncte în clasament. Antrenorul bavarezilor știe că misiunea echipei sale este una dificilă, dar este optimist. Sunt foarte sigur și convins că vom face un sezon foarte bun. Vom lupta, nu știu dacă vom câștiga sau nu, dar știu că vom da totul. Ca antrenor al lui Bayern, e minunat să știi că 6-7 dintre jucătorii tăi au câștigat Cupa Mondială și că ea e în echipă. E un lucru minunat pentru club și pentru prestigiul echipei. Ambele echipe s-au întărit în vară și sunt principalele favorite la câștigarea campionatului. Borussia a pierdut pe golgheterul Bundesliga, Robert Lewandowski, plecat gratis chiar la marea rivală Bayern și a trebuit să-l înlocuiască cu un atacant la fel de prolific. Jurgen Klopp l-a transferat pe golgheterul ultimului sezon din Italia, Ciro Immobile de la Torino, dar și pe Adrian Ramos de la Hertha Berlin. Bavarezii s-au despărțit în această vară de doi jucători importanți, Toni Kroos, vândut la Real Madrid, și Mario Mandzukic, plecat la Atletico Madrid. Bayern München este cea mai galonată echipă din Germania, câștigând 24 de titluri de campion, în timp ce Dortmund a câștigat 8 titluri, ultimul în 2012. În ultimii 10 ani, Bayern a câștigat de 6 ori, iar Dortmund de 2 ori, în timp ce Wolfsburg și Stuttgart au bifat la rândul lor câte un succes. Vineri se va da startul în cea de 51-a ediție din Bundesliga. Bayern va juca vineri seara de la 21:30 acasă cu Wolfsburg, în timp ce Borussia Dortmund va primi o zi mai târziu vizita de la Bayer Leverkusen.